Fenomenul de îmbătrânire demografică se accentuează în România de la an la an, în timp ce se anticipează că numărul populației rezidente tinere de vârstă preșcolară și școlară va continua să aibă un trend descendent, potrivit Institutului Național de Statistică fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze. Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit comparativ cu 1 ianuarie 2020, remarcându-se creșterea ponderii populației vârstnice, așa că apar dezechilibre sociale grave. România continuă să fie o țară de emigrare, fenomenul de emigrare constituind cea de-a doua cauză principală a reducerii populației țării. Soldul migrației internațională în anul 2020 a fost negativ, numărul emigranților depășind numărul imigranților cu aproape 29.000 de persoane. Deși numărul tinerilor sub 15 ani a scăzut cu 115.700 de persoane, ponderea lor în total populație a urcat ușor la 16.1%, în timp ce ponderea populației de 65 de ani și peste în total populație a înregistrat o creștere cu aproape jumătate de milion de persoane. Astfel, în anul 2050, populația de peste 65 de ani va reprezenta 36.4% din numărul total al românilor, față de 16,3% cât avem în prezent. Fenomenul îmbătrânirii populației este prezent și în alte țări din estul Europei. Bulgaria și Croația au avut o contracție a populației între cele două recensăminte de peste 11%, la fel și țările baltice. Ca stat membru al Uniunii Europene, România se înscrie din punct de vedere al fenomenului de îmbătrânire demografică în trendul european, uneori depășind în sens negativ nivelurile înregistrate de celelalte state membre. Această această situație se datorează în mare parte eficienței reduse a măsurilor de politică economică-socială, implementate în ultimii ani, corelată și cu utilizarea neadecvată a resurselor bugetare și așa destul de limitate comparativ cu cele ale altor state comunitare, relatează Digi24.ro.